Hei, salutare dragi fani ai sportului și dragi fani ai FIFA-ului, vești foarte mari, am reușit să fac rost din niște imagini de la FIFA 18 My Career Mode, aceste imagini sunt 100% originale, deci așa va arăta FIFA 18 My Career Mode. Vai doamne, de mult așteptam asta, mai ales eu care sunt un fan nebun, nebun de-a dreptul de My Career Mode, numai Career Mode mă joc, din cele 800 de ore în FIFA 17, cred că aproape toate sunt pe Minecraft mode. Și sigur, nu uitați dați click pe butonul ăla de like. Să strângem cât mai multe like-uri, și sigur vreau să vă și părele voastre despre noutățile băgate în Minecraft mode. Bun, prima impresie la această pagină de start este că băi băieți ăștia par n-au făcut nimic nou, așa -i? Cam așa -i zice. Bun, mici 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 detalii. Bine, din câte vine vedem și ace această secțiune de știri, de news în care desigur ne vor fi băgate niște cutscene cum este aceasta cu Deulofeu, care desigur a semnat cu FC Barcelona, 36 de milioane, bla bla bla, și îl vedem pe jucător cum ține în mână tricoul clubului Barcelona cu numărul și cu numele său acolo. Bun, asta este una dintre chestiile noi, așa mici, la acele chestii care, zic eu, că ori dau o notă mică de plus jocului. În sunt ca de fiecare dată când vei cumpăra un jucător, știi, o să-l apară acolo într-un colț, iar ai pe jucător cum ține în mână tricoul jocului, mă rog, clubului. Ceea ce e destul de drăguț, zis așa, un lucru, știi, dar după un timp nu o să nu mai prea băgăm în seamă. Dar este un lucru, zic eu, frumos, așa, ca și cum să zic eu, ca și cum te pune pe un scaun cei coașchi și un scaun care așa frumos netezit. Știu ce comparații idiote fac și eu, dar doar mă știți, eu, eu la asta sunt bun. Ok, Trecem mai departe, este acest Squad Hub aici care pe mine mă interesează foarte mult pentru că acest lucru vrea să simplifice toată treaba asta de a intra în mai multe meniuri, așa intri într-un meniu și din meniu ăsta poți să faci totul, să vezi moralul jucătorului, să vezi forma lui, roll-ul lui, pe ce poziție joacă, pe ce poziții poate să joace, work rate-ul, squad role-ul, naționalitatea, piciorul preferat, dacă e important sau has the something special. Știți voi la ce vreau să mă zic, la ce vreau să mă, să zic aici? Plus avem acolo în dreapta așa niște faze cum vin jucătorii, de parcă am fi în uh, Pro Club sau mai exact acolo când intri de fapt și în meniu, știi, când dai play game, știi, și apare cele două echipe de parte și alta, îți apare așa gen jucători importanți din respectivele echipe. Uh, e ok, e ok, este ok aici, înțeleg ce vor să facă, va trebui o puțin timp de obișnuință să ne obișnuim cu această fază, dar eu zic că, da, într-adevăr, ne poate simplifica cât de puțin uh, treaba prin meniuri, știți, sunt mai intri în 5 meniuri diferite, intri în ăsta și desigur din asta, dacă o să vă și arăt în următoarele clipe aici, hai să vedem cu uh, Muniru, spre exemplu, ne vom duce acum la Muniru, așa, vom da aici la, asta este un lucru foarte important, la uh, negocierea contractului, ceea ce mi se pare foarte interesant, Ca aici, desigur, avem primul cutscene din FIFA 18. Într-adevăr, s-au băgat cutscene-uri până și în mai Career mod. Vedem aici, desigur, Pac frumos, e acolo, pe Ernesto Valverde, ne invită aici frumos la masa negocierilor, vedem acolo jucătorul, agentul jucătorului, și desigur cum negociem, cum începem mai să negociem, cum ofert, mă rog, acum jucătorul are un salar de 105.000 de euro per săptămână, squadrul sporadic și desigur, hai să vedem aici, de fapt asta este ceea ce ne oferă agentul, știi, să-i dăm 105.000 de euro, pardon, și squadrul de sporadic. Bun, aici noi putem să-i dăm, să dăm counter, să schimbăm oferta, se dă mai puțin bani sau, de sau respectiv să-i punem un squadrol mai mare, se dăm retract care practic ne ieșim din aceste negocieri de contract sau desigur putem să dăm pe accept. Da, într-adevăr accept, este ok, jucătorul să fie sporadic și respectiv să aibă respectivul salar. Acum am acceptat oferta agentului jucătorului, că acum vorbim despre agenții jucătorului, care desigur își vor vrea, vor vrea și ei oferte și la transferuri și transferurile țin să zic că vă lăsa pe finalul videoului încât să fie așa mai interesant. Bun, acum desigur trebuie să alegem pe cât timp, noi alegem 5 ani de zile, suntem pregătiți să-ți oferim un contract pe 5 ani de zile, pe desigur oferta voastră. Bun, și acum desigur, mai mult ca sigur, Munirul va accepta, va semna și totul va fi în regulă. Țin să spun, fiți pe fază că o să urmeze, o să urmeze un lucru foarte important, primele imagini din însăși jocul FIFA 18. Hai, acum alegem echipele. Jucăm versus Paris Saint-Germain. Așa frumos, sunt tiki taka. Bun, ce să zic, că acest, aceste imagini sunt din FIFA 18 beta, deci ar trebui mai mult ca sigur să se mai lucreze puțin pe grafică, să se repare anumite baguri dacă o să le puteți observa, dacă nu, este foarte bine. Bun, în mare parte țin să zic acum cât timp ne vom juca aici FIFA 18, vreau să vă spun așa micile paranteze în care vreau să le discut cu voi și în comentariile de mai jos. Deci vă rog frumos, comentați acolo mai jos opiniile voastre. Eu pun acum tot ce, tot ce, am văzut până în momentul actual mi se pare într-un fel drăguț. Deci o, un fel de o chestie de ok, este deci, o chestie ok dar pe de altă parte poate că o să fie ușor enervante de-a lungul timpului. Pentru cei care sunt în race de FIFA mai career mod cum sunt eu de exemplu care mă joc ore întregi de career mod. Gândiți-vă, ok, începem în FIFA 18, este ca și un praf în ochi, ia ce fain, i am semnat ăla, oa. ia acum văd cât ținul cum negociez cu jucătorul, vai, n-a acceptat aia, fac așa, fac așa, dar de-a lungul timpului, odată ce să zic, Că ai jucat deja 200 de ore la activ în FIFA Career Mode, încep să zici, bă, iară, bă, iară, știi, stai până vorbește agentul, până nu știu ce. Eu chiar sper să se poată, uh, să se închidă aceste case, nu știu, să fie opționale, gen să le dai skip sau ceva. Pentru că mie mi se pare că o să fie foarte nervant să te stai atâta timp. Așa pur și simplu acum ar fi fă 17, știi, se termină sezonul, băi, expiră contractul la XYZ, ce ar fi, pac, îi pui acolo ofertă, îi pui ofertă, îi pui ofertă, dai sim pe următoarea zi, ce jucător acceptă bine, ce jucător nu acceptă, iar dai ofertă și ești gata. Știi ce vreau să zic, este mult mai ușor. Bun, dar gândiți-vă asta, de ce au băgat FIFA, ăștia de la FIFA cutscene care o să ne plictisească? Vă garantez, vă promit asta și știu că poate unul dintre voi ziceți Ce vorbești de acolo, băi, urs din pădure? Toci, toci, că este super bun sfârșit lucru și ăștia FIFA 18. Nu, fraților, gândiți-vă în viitor, gândiți-vă în viitor peste, cum am zis eu, pentru noi fanii rest de cărir, după 200 de ore, cine știe câte echipe o să schimbăm, de fiecare, fiecare dată. Când negocezi un contract cu jucător, când îl transfer, când faci toate astea să vezi cât nul ăla după un timp deja zici, 10 mă frate, că e timp irosit, pierd timpul aici. Dar, bine, asta este opinia mea personală, desigur, voi poate la voi o să vă placă, poate unii după 400 de ore încă o să le convină sau adăcati-nul alea, nu știu. Bun, dar gândiți-vă asta, de ce FIFA n-a făcut ceva mai folositor cu aceste contracte? Eu tot timpul mă, mă plâng. De ce nu pot să dau un jucătorului un contract mai mic? Cum este și normal în viața reală. Într-adevăr, dacă jucătorul joacă bine și face treabă, îi dai desigur un contract mai mare. Dar dacă jucătorul nu joacă, e slăban, știți ce, știți ce zic? E slăban sau poate ea îmbătrânește. Să zic cum l-am luat eu pe un jucător, la 28 de ani am tot jucat cu el că mi-era tare drag jucătorul, dar deja ajuns la 31 de ani, involuează, deci îi scad statisticile, dar eu tot vreau să-l păstrez la echipă, știi? De ce nu poți să-i oferi un contract care să fie cu un salar mai redus, având în vedere vârsta lui? Și mai ales că involuează, știi, dacă n-ar involua, mă rog, dar bă, și mi se pare un picuț, m păcat, da, mă rog. A, mă bine, stai că dacă mă pornesc pot să vă zic de ce nu putem împrumuta jucători și să vedem evoluția jucătorilor, gen să fie un chart. Băi, dacă eu am împrumutat jucătorul meu la echipa XYZ, eu vreau să văd, bă, joacă jucătorul ăla acolo, va juca, va face nu știu ce, pentru că fiecare echipă în realitate are anumite scouter și are anumite chestii care odată ce dai un jucător împrumut undeva, ei încă țin cont de respectivul jucător și întreabă, băi, fii atent, jucătorul meu n-a jucat 3 zile la echipa ta de club, ce se întâmplă? Eu vreau să joace. l-am trimis pe jucător să fie important, știi? Și asta este chiar un lucru, când împrumuți un jucător ca și când îl cumperi. Știți când cumperi un jucător îți dă acolo important 100 match, squad rotation, bă, va fi jucător de ăsta de rotație, va fi în prima echipă, va fi crucial, va fi foarte important pentru primul 11 și asta vrea să fie și pentru jucătorii cu împrumut, băi, o să-l împrumut pe dracu, știi, Ianis Hagi la Palermo și să zic acolo, băi, la noi va fi doar uh, squad rotation, la noi va fi rezervă. Dar apoi îmi vine ofertă de la Cifre Recluj unde va zice, băi, la noi este key player, la noi este jucător important. Bine, asta ca exemple, desigur. Bun, știți ce vreau să zic? Asta este arăși un lucru, dar, mă rog. Revenind la joc care desigur că m am luat, luat, cu valul și nu m-am tot vorbit, a zis acolo și un gol frumos, și desigur jocul de pas este foarte interesant în acest FIFA 18 un pic să mi-aduce aminte de FIFA 16 dacă aș dacă aș putea zice așa că știm bine că și FIFA 16 jocul de pas a fost foarte foarte important și mi a mie unul nu mi-a plăcut chiar că în FIFA 16 am cele mai puține fraților cele mai puține ore și meciuri la activ în Ultimate Team fără exagerare, nu, nu mi-a plăcut în FIFA 16 deloc Ultimate team -ul. și nu sunt doar eu asta, sunt mulți alții ca și, am nu vreau să dau de nume, dar bă, sunt foarte mulți care au fost de acord cu mine că FIFA 16 a fost varză la Ultimate Team, dar mă rog, asta depinde de fiecare. Bun. sunt curios și acum fa 18 ce va fi așa zisa criptonită. Știm că tot timpul îs anumite șuturi, anumite faze care sunt o slăbiciune față de joc, cum a fost în FIFA 14 acele acele lovituri cu capul, știți voi, că tot timpul toată lumea lua pe Benteke și pe Gomez, că erau alt. știți, și făcea așa pac la cap, pac la cap și gol, gol! Sau desigur cum eram eu, și luai jucători de pace, genii zicem, Ibarbo, Emenike și ăștia. Bun, în FIFA 15 a fost altceva, a fost uh, cu fine shot, numai cu fine shot dădeam. Fine shot, fine shot, fine shot. În FIFA 16. O grămadă de joc de pase, joc de pase, joc de pase și totodată lovitură de de genul acesta din, uh, din afara careului, așa, o șutai tare, pa, o șutai din afară și era gol. Bun, deci cam acesta a fost și primul meci 100% din FIFA 18. Stați, știți că s-ar putea să mai reușesc să mai fac rost de niște imagini dintr-un alt joc de FIFA 18 din beta, care desigur îl vom comenta mai îndeamănunt. De asta nici nu prea am comentat așa jocul însă să vedem la primele impresii legate de gameplay. Le voi comenta într-un alt video care va apăra în scurtă vreme. Așa, aici hai să vedem desigur uh, niște uh, transferuri. Bun, e să vedem aici pe Dembele. Avem desigur mai multe feluri de a-l apropia și de a-l cumpăra. Vedem acolo Approach to Buy sau Delegate to Buy. Bun. Vedem acolo un lucru foarte important că clauza jucătorului de rezilere a contractului este de 57, mă rog, hai să rotunjim, 58 de milioane de euro. Asta este un prim lucru care zic eu că trebuie să fie în FIFA de mult aceste clauze de reziliere care și în viața reală sunt așa. Știți bine și de la televizor că Gigi Becali a luat pe Romario Benzar și a pus clauză de reziliere de 5 milioane de euro și nu știu ce chestii de deci genul acesta. În sens că dacă clubul este plin de bani și jucătorul joacă foarte bine, pur și simplu vine omul și dă Respectivii bani și gata l-am cumpărat pe jucător fără să mai fac o altă negociere atât de simplu dar noi vom intra aici în negocieri și totodată asta va trebui să facem de fiecare dată de -am încolo când vom cumpăra un jucător ne întâlnim cu agentul său punem noi aici ofertă să zicem 48 de milioane. Și îi zicem așa, noi oferim suma respectivă. Bun, și agentul jucător zice, da, perfect, îmi place. Hai să facem așa și sper să mai avem mai multe înțelegeri și pe viitor. Bun, ne-am înțeles cu pre la prețul jucătorului, mă rog, cu clubul. Ok, acum ne vom întâlni, acum, pardon, acum ne vom întâlni cu agentul jucătorului. Să negociem desigur în legătură cu uh, semnarea lui, cu salarul și toate, și toate alea. Bun, din nou, vine, vin băieții, vine acolo alea pe dembele și agentul său. Aici trebuie desigur să vedem. Trebuie să-i dăm o, un bonus la semnare. Deci, gen, când semnează contractul, îi dăm un bonus de bani jucătorului și respectivul salar. Aici, ok, bun. Aici, iarăși, ne-a zis uh, omul că vrea mai mulți bani odată ce uh, semnează, uh, Sta să zicem, 600 de mii. Hai să vedem ce zice 600 de mii bla 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 și clientul meu da într-adevăr acceptă și așa l-am semnat pe Dembele la FC Barcelona în FIFA 18. Într-adevăr negocierile sunt puțin mai realiste, un pic mai enervante în anumite puncte de vedere, că trebuie să-i dai mai mulți bani și nu știu ce, dar este mult, mult, mult mai realist. Și aici desigur îl vedem pe Dembele în squadul Barcelonei. Bun, într-adevăr sunt niște cutscene faine, dar per, per final eu nu văd acele schimbări masive în career mod, să zic că schimb poziția unui jucător, că ei pe să zic că le pe Messi și poți să-l antrenezi să fie RB. Băi, ce penal ar fi, știi, să să, reprofilezi pe Messi. Fără să-l pui tu așa alandala, știi, să scrie acolo pe Messi și să scrie poate juca Erev și RB. Băi, aș muri de râs. Sau să faci schimbări ceva de genul Ibrahimovic, să antrenez să fie portar. Gândiți-vă la asta, Ibrahimovic portar. Sau alte schimbări de genul acesta. Sunt multe, multe idei. Dar sper că v-a plăcut acest episod de FIFA 18. Și nu uitați să dați click pe butonul ăla de like și subscribe. Și ne auzim pe data viitoare cu mai multe noutăți legate de FIFA 18. Sper că v-a plăcut acest episod. Numai bine. Bye bye. It's a setup, it's a set on it, but I'm gonna It's a setup, it's a set on it, but I don't go It's a setup, it's a set on it, but I'm gonna It's a setup, it's a set on me, but I don't